nică, nică. Fără S la final. Suntem un magazin online de sneakers și streetwear. Eu sunt Silvana, am 22 de ani. Meg, nu ai voie, am 2 câini care se văd aici, care sunt parte din echipă. Eu sunt Bogdan Macovei, sunt fondatorul Sneaker Industry. Andrei, 27 de ani, cofondator Bogdan. Eu sunt Răzvan, am 26 de ani și fac lucruri pe aici. Am locuit la Gorjului, piața Gorjului. Și mergeam la veteran și acolo era o piață unde erau și ruși și de acolo mai luam, nu știu, încălțăminte și chestii sau Europa și s-au mai deschis după aia IDM. Mi-am luat o pereche de Adidas de box, nu știu cum se numesc, dar erau din aia până la genunchi aproape și am ținut super mult timp, le-am lipit de 10.000 de ori. Am pornit în 2014 pe Facebook și fix la un an, pe 12 iulie 2015, am deschis site-ul. Noi căutam modele pentru noi, nu le găseam, am văzut că e o cerere, dar nu era ofertă și așa ne-am decis să facem asta. Noi am pornit cu o investiție destul de mică. Vreo 4-5 mii de euro. Cam da. Atât a fost investiția inițială, care a fost practic site-ul și un stoc mic. Suntem patru aici pentru că niciodată nu s-au comportat ei doi de parcă sunt mai importanți decât restul, de parcă sigur părerea mea este mai bună. Este mai ușor să anticipezi nevoile unei mase de clienți, ascultând părerile mai multor oameni. Ce formă rămâne în Air Max 90 fake. Da. Air Max 90 fake. Asta e cel mai important, cea mai... să înțeleagă lumea că fake-urile, adică sunt mai rău decât orice. Gen, practic, măcar îți iei ceva, un produs ieftin, dar e original, decât să-ți iei fake și... Ca și cum ai susține terorismul, atunci când îți iei... Asta e una dintre probleme care să-ți iei patru perechi nasoale care se rupă, mai bine îți iei una și aia a fost și știi că, boss, mă ține, e ok, e rezistentă, e... Nu știu, trebuie să fii acolo, probabil, zi de zi, trebuie să stai să te ridici, să vezi. Furnizori, marfă, clienții... Trebuie să te dedici puțin. Dacă să mor cu 10 idei în cap, nu știu, mai bine, fă-o. Adică dacă ai o idee și, nu știu, crezi cât de cât în ea, nu știu, mergi mai departe și fă-o. Eu spune că ar trebui să o creeze mai întâi cerere și apoi să atunci. Adică să îl facă pe om să creadă, nu știu, mai întâi în produsul lui sau să-l prezinte, să creeze un pic de nevoie înainte să mergi cu. Cred că am pus-o bine răspunsul. Sneaker Industry, bună ziua! Sneaker Industry, bună ziua!